Nasol, fetițo! Vreau să trec peste 87 de canale! Hei! Numai o fetiță ca tine ar face așa ceva! Nou în lume! Nou în univers! Nou în satul de vacanță Blandford! E uriașul! Cel mai mic și cel mai grozav trenuleț din lume! Nerecomandabil celor slab de inimă și fără bani. Tată! Furculiță, dă-mi sticla. Ia-te aici! Tată, vreau să mă duc la bâlciul din Blandford. Da, și eu, și Tony. Nici gând, domnilor. Eu una n-am uitat cum a fost data trecută. Nu, dragă. 300 de dolari la un joc de ăla și numai ca să câștige un urs banal. Dar, iubito, nu e un ursuleț banal, e însuși ursul Golfund, cea mai grozavă jucărie în stil western făcută vreodată. N-o să mai risipesc banii noștri niciodată. Te rog, mami, nu lăsăm pe tata să joace acolo, o să fie cu minte. Vino aici, ursulețule, am eu grijă de tine. Oh, mulțumesc, domnule Cramp, ești atât de blând și de grijuliu. Spune-mi, tată. Iar ai visat cu ursul ăla? Ghicește greutatea caprei. E înjositor. Uriașul! Da! Da. Hai, domnule, încearcă-ți norocul. Arată cine e șeful aici. Nu. Doboară 3 ținte și poți alege orice premiu. Nu. Nu pot. Ursul Golfund. Joacă-te cu mine, tati. Joacă-te cu mine. Dă-mi 3 bile. Știu absolut tot ce se întâmplă acolo. Cobori atât de repede că ți se înfundă ochii în cap. Și e atât de abrupt încât te întoarce pe dos cu burta în sus. Îmi place! O să fie grozav! Hei, nu vreau să stau lângă fetiță. Regret, băiete, ești prea scund. Ce? Nu ajungi la linia roșie. Ba, ajung! Nu ajungi tu, ci pălăria. Tony? Nu! Să nu cumva să faci pe mine, fetițo! Eu mai vreau! Eu nu mai vreau! Oh!
Încă o dată? Da. Nu mai am bani. Pot să arunc pe credit? Ha! Nici gând. Mă întorc îndată. Tony? Lui Tony o să-i placă aici. Dar mai vreau o dată, mai vreau. Scuză-mă, dar de 5 ori ajunge. Cred că te afectează gravitația deja. Nu e corect. Tony, aici erai. Am găsit ceva frumos, ba chiar uimitor. Și mai grozav decât uriașul. Nu am chef de distracție. Pune-mă jos! Au! Și de ce solicitați acest împrumut? Să cumpăr o mașină nouă. Da, să cumpăr o mașină nouă și frumoasă. Bine. Da, o să fie al meu, a mea. Îmi place foarte mult mașina asta. Un sat în miniatură. Ți-am spus eu că o să-ți placă. Wow! Este extraordinar aici! Asta e orașul fetițelor. 2000 de aruncări, te rog. Wow! Trebuie să mă plimb cu asta. Atunci trebuie să stai la rând. Este adevărat. Ești mic, ca mine. Evident. Tata a construit tot pentru noi. Da, și sunt bineveniți toți cei mici. Mulțumesc, piciule. Cred că încap la fix în mașina asta. Nu cred, ești mai mare decât limita maximă. Da, și-ar fi bine să dispari, băiețoiule, sau îl chem pe tata. Le arăt eu picilor. Hei, tată, vreau și eu. Oh, sigur, poftim, ia-le. Wayne, ai reușit, chiar ai reușit. Da, tată, mare brânză. Unde e jucăria? Alege orice vrei. Dă-mi dinozaurul ăla. Ce? Nu, Wayne. Nu! Wayne, termină! La o parte, fetițo, eu sunt Wayne Zilla. Ochelarii mei! Te win, că de nu te opresc eu de tot, să știi. Tu și cum ai cine, piciule? Dați-mi drumul pramatilor. În sfârșit triumfă siției mici. Bravo, ura! Ah!
pilă. Trebuie să nimeresc acum. Nu! Ursul gol fund nu va fi niciodată al meu. Hei, domnule, ai cheltuit foarte mulți bani azi aici. Poți lua ursulețul gratuit. Oh, mulțumesc. Mulțumesc mult. Salut, prietene. Acum o să ai și tu casa ta. Dar nu m-ai câștigat într-un mod cinstit. Dați-mi drumul de aici, acum. Hei, nu! Nu veniți! Animale sălbatice! Ajutor! Stegarul! Wayne! De ce ești mereu atât de rău? N-am ce face, sunt bolnav! Mamă, am vomat! Nu pot merge la școală, mami! Și tușesc! Strigi prea mult! Mă duc în pat acum! Nu ești bolnav, Wayne? Ba da, sunt! Am varicelă! Cerneală care nu se șterge! Atunci va trebui să te spăli de 3 ori mai mult! Urăsc școala! Ia uite-te la Tony! E vreun proiect, arată și spune? Le arăți cât de pitic ești și le spui să râdă? Nu mă duc la școală, Wayne! Mă duc să lucrez în canale! Ce? Nu cred! Toată lumea se duce la școală! Tony învață acasă în mlaștină. Așa e tradiția. Nu-i corect! Și eu vreau să merg în canale. Ești prea mare, Wayne. S-ar înfunda canalul. Aș vrea să merg la școală. E plictisitor să înveți acasă. La o școală adevărată îți faci prieteni noi. Să știi că nu e mereu așa, Tony. Wayne nu are prieteni. Wayne Crump, unde crezi că te poți duce? Acasă! O să fiu copilul mlaștinii și o să învăț în canale. Nu poți merge acasă, Wayne! Copiii se duc la școală, așa spune legea. Nu și Tony Parson, locuiește în vecin și nu merge deloc la școală. Asta rămâne de văzut. Frumoasă aruncare, domnișoară. 2 ani la rând. Campioană zonală la aruncarea copiilor. Avem drepturile noastre. Mlaștina e profesoara ta, nu domnișoara Hissy. O să scriu o scrisoare de protest. Adu-mi hârtie. Nu avem hârtie. Bine, scriu pe o scândură. Unde-i stiloul? Nu avem stilou. Urăsc educația. Trebuie să porți steagul, Tony, ca să nu te calce cineva în picioare. Ești foarte curajos să faci asta, fiule. Cred că-ți dai seama că e vorba de școală aici, nu? Sigur, tată. Îmi pare rău că trebuie să treci prin asta, Tony. Nu-i nimic, prietene. Nu mă deranjează că merg la școală. Chiar deloc. Cine e piciul cu steagul? E prietenul fratelui meu, Stegarul. Vino să stai lângă mine, Tony. Nu, băiete. I-am adus colegului vostru un scaun în față, de unde poate să vadă mai bine. Gata, copii, ajunge. Trebuie să-l facem pe colegul vostru, Tony Parspitic, să se simtă ca acasă. Numele meu nu este Parspitic, domnișoara Hissy, ci Tony Parson. Salut, Parspitic. Eu sunt Pretty, domnul Pretty, directorul. Probabil că mă vezi ca pe un monstru mare și fioros. Nu uitați, copii, nu trebuie să râdeți de cei mici și pitici. Buu! Stegarul! 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 Nu-i spuneți așa, îl cheamă Tony. Îmi fac prieteni, amițe. Hei, piciule, mai fă o dată.
Hai, a fost grozav. Dacă e atât de grozav, nu mai râdeți de el. Și Tony trebuie să poarte un steag deoarece e amenințat de cei înalți care trec mereu cu vederea nevoile lui. Cum v-ați simți voi dacă ar trebui să purtați steaguri și să fiți băieți și fete cu steaguri? Aș vrea să văd dacă v-ar plăcea. Păi, eu sunt de acord, îmi place ideea. Eu sunt pentru egalitate. Pune-o în practică, domnișoară Hissy. Ce-ai făcut? Vreau doar să te ajut, Tony. Sunt prietenul tău. Sigur că da. Un prieten de care nu prea am nevoie. Poți lua loc, băiete. Nu te urca pe cal dacă nu știi cum să cobori de pe el. Stai! Nu așa repede! Când treceți pe sub ușă, să fiți pregătiți să fiți trați înapoi. Ca să ajungeți mai sus, folosiți steagul ca pe a treia mână. E mișto un mlaștină. Arată-ne insectele dansatoare de care vorbeai în pauză. Purtăm steaguri cu un scop: să conștientizăm pericolul în care se află persoanele mici, să le împărtășim eforturile și să respectăm steagul. Wayne! Sunt cățel! Și tu, Tony? Sunt copil, nu o cauză, prietene. Am crezut că va fi plăcut să vin cu tine la școală, dar e oribil. Tony, bietul. Trebuia să-l avertizez că terenul de joacă e un loc neplăcut și trist. Parează? S-ntoarse! Bine! Patinele cu nuci sunt super, Tony! Ei, hai, Tony degețel! Gata distracția! Domnul Pretty vrea să-ți vorbească! Acum ți-ai mai făcut? Mi s-a explicat că tu îți faci educația acasă și că înveți multe lucruri minunate în mlaștină. De asemenea, mi s-a spus că nu ești fericit la noi și că ceilalți copii te sâcâie spunând că ești pitic. Ce e, Tony? Acum poți merge acasă. Ai spus că școala e oribilă. Nu, n-am spus. Am spus că tu ești oribil. Mie îmi place la școală. Haideți! Bine! Perfect! A fost o încurcătură! Domnișoara Hissy a luat legea în mâinile ei, etc. Dar totul e bine când se termină cu bine! Shakespeare! Pa! Cu bine! La revedere! Să veniți în vizită în mlaștină! Stai! Ia-mă cu tine! Vreau să învăț în mlaștină! Urăsc școala! Wayne! Stai! Treci înapoi! Nu poți fugi la nesfârșit, Wayne! Dispari! Mă duc la școala canalului! Wayne! Stați, domnișoară Hissy! Îl aduc eu! Sunt profesionist! Doar pentru că nu-i prea citit, nu înseamnă că nu știe ceva! Nimic! Nu știe absolut nimic! Ba, știe! Nu mă mai întorc, piciule! Nu mă poți obliga! Ea, ce pute aici! Da, Wayne, e un canal! Nu știi ce e ăla un canal? Ba da, dar nu mi-amintesc! Dispar! M-am blocat! Oh, da! Acum mi-amintesc! Nu! Wayne, nu te mai zbate! O să te scot înainte de valul de la ora 6! Am fundat conducta!
fost asta? Nu știu. Ai comandat bălegar? Băiatul e un focar de germeni, bolnav de gradul întâi și miroase groaznic. Asta înseamnă că nu trebuie să merg la... Canalul nu e un loc de joacă potrivit pentru copii, doamnă Cramp. E plin de boli acolo. Scuză-mă, doctore, dar n-a fost ideea mea, să știi. Știu că-ți pare rău, dar tu ai rămas cel mai bun prieten al meu. Acum nu mai merg la școală, așa că nu trebuie să faci asta. Știu, Tony, dar să știi că nu e vorba doar despre tine, ci de pitici și de pretutindeni. Uite, încă mai vine cu steagul! Oh, Doamne! Au dublat în limba română actorii Pavel Sârghi, Rin Tripa, Paul Zurbău, Richard Balint, Iona Brudan, Ileana Iurciuc, Alexandru Rusu, Petre Ghimbășan, Mirela Corbeanu, Ion Ruscuț. Regia, Alexandru Rusu și Ion Ruscuț. Traducerea și adaptarea, Marcel Negrău. Dublajul a fost realizat de Zone Studio Oradea. Thank you.